Dacă vrei să știi cât de sănătos este ficatul tău, verifică-ți limba. Aici apar semne importante care te pot trimite la medic. Limba îți poate da informații importante despre tractul digestiv și ficat. De exemplu, dacă este acoperită cu o peliculă albicioasă, ai o digestie proastă, un ficat leneș ori un dezechilibru al florei intestinale. Dacă limba albicioasă este însoțită de respirație urât mirositoare, înseamnă că organismul tău nu produce suficient acid clorhidric. În aceste condiții ai probleme cu digestia alimentelor bogate în proteine precum carne, fructe de mare sau ouă. Dacă observi o peliculă albicioasă în spatele limbii, colonul tău nu funcționează bine și are nevoie de o detoxificare. O crestătură pe vârful limbii poate anunța probleme cu inima, fizică sau psihică. Limba trebuie să fie curată, acesta fiind un indicator că organismul tău cere ce ai nevoie și nu are pofte nesănătoase. Înainte de orice, trebuie să încetezi să mai mănânci alimente nesănătoase care îți încetinesc digestia și promovează creșterea bacteriilor rele. Zahărul este unul dintre ingredientele care provoacă dezechilibre ale florei intestinale, de aceea ar trebui să îl eviți. Îl găsești în tot felul de alimente, nu doar în dulciuri, de aceea trebuie să citești cu atenție etichetele. Un alt mod în care poți scăpa de pelicula albicioasă de pe limbă este să te asiguri că ai scaun în fiecare zi. Dacă nu se întâmplă asta, colonul tău este plin de toxine. Și și ești predispus la candida. Bea cel puțin 2 litri de apă pe zi, mănâncă alimente bogate în fibre și consumă ceaiuri în loc de sucuri. Magneziul este un nutrient care ajută la relaxarea mușchilor și nervilor din intestine, așa că are efect laxativ. Îți poți detoxifica ficatul și colonul cu ajutorul sucurilor naturale din legume. Ar trebui să le eviți pe cele din fructe, deoarece au o cantitate mare de zahăr. Dacă vrei o limbă curată și un organism sănătos, ar trebui să eviți și alimentele care stimulează secreția de mucus. Aici intră înghețata, cremele, margarina, brânza topită, mâncărurile prăjite și dulciurile. Alcoolul trebuie de asemenea evitat, mai ales că poate compromite funcțiile ficatului, duce la apariția respirației urât mirositoare și la apariția unei pelicule pe limbă. Cu ajutorul acestor metode vei avea o limbă roz și curată. O poți obține în 4 sau 6 săptămâni, perioada în care îți vei curăța ficatul și colonul și vei scăpa de respirația urât mirositoare.